Aici nu știu pe rus care produce înghețat. Eu vreau să ridic două, trei probleme care le știe toată lumea. Prima dată mă referi la educație și la pregătirea profesională a tinerilor. Din păcate, aici suntem foarte mult în acest sens. Infrastructura, așa cum spune și colegul meu, care eu am o flotă de 280 de mașini, circul pe toate drumurile țării, pentru că face distribuție la nivel național și mergem în toate zonele și știm cu ce ne confruntăm. Avem câteva artere de circulație care, într-adevăr, sunt bune. Felicit acum pe domnul Vitrel, pentru că județul Alba stă bine la infrastructura județeană, dar sunt județe unde, pur și simplu, te deplasezi, da exemplu, Tulcea, Vaslui, așa cum cea domnul Petoiu, cu 10 km la oră. Nu poți să mergi mai tare. Pe urmă, aș spune că ar trebui dată o importanță mai mare capitalului autohton, pentru că, așa cum spune domnul Atanasiu, nu pleacă de țară. În ce mă privește, am 5 societăți și 750 de angajați. Și n-am primit niciodată nici măcar un sprijin de la Guvernul României. Aici mă refer și la impozitarea muncii, care este, din punctul meu de vedere, excesivă. Nu trebuie să ne uităm în Uniunea Europeană, că acolo impozitarea știe că este mare și acolo, dar trebuie să ajungem și la un nivel de productivitate pentru treaba asta. Până atunci ar trebui puțin relaxată chestiunea asta. Siguranță, dumneavoastră știți toate problemele astea, dar dacă totuși ne-am întâlnit față în față aici, am vrut să le spun și prin Craiviu. Vă mulțumesc! Vreau să vă și eu de spus. Într-adevăr, problema calității angajaților e o mare problemă în România și mai ales datorită faptului care v-ați auzit mai înainte, dispariția școlilor profesionale, școlilor de meserie. Noi am încercat în județul Alba, ați văzut, să fim pionieri în România și am înființat câteva școli profesionale în parteneriat public-privat, adică statul român și întreprinderile care funcționează în județul Alba, printre care un coleg e cea în fața mea, care a participat noastră de parteneriat. Deci avem câteva meserii care astăzi se fac exact acolo unde are nevoie angajatorul și la locul de muncă pe care îl va ocupa. Vom continua acest proces. Programul de guvernare prevede relansarea învățării meserilor în școli și va lăsa aceste parteneriate publice.